sper că voi mă auziți bine. Și-aș vrea un semnal de la cineva dintre voi că eu într-adevăr mă aud bine, ca să nu salut pe tale. Salut, campion! Victor, ia zi, mă auzi bine? V-ați văzut, sau cei care n-ați văzut, o să vă zic eu, ultimul mesaj care l-am, sau ultima postare a mea de pe Facebook. Mulțumesc, Victor! Iată de ce campania mea electorală de astăzi nu se iei altă întorsătură. Iată de ce eu nu o să mai prin toată America și o să cerșesc întâlniri cu comunitatea moldovenilor din America sau cu atât mai mult o să mă duc în Canada. De astăzi eu o să fac campanie, nu ca altfel, dar total diferită de conceptul meu inițial și de ceea ce am vrut să fac eu în campania asta. De astăzi campania mea electorală o să desfășoară sub formă de protest față de acțiunile guvernanților din Republica Moldova. Și eu îndemn pe toată lumea, toată comunitatea moldovenilor, de pretutindeni, dar cu atât mai mult de circumscripția în care candidat sunt eu, Statele Unite, Canada, să protesteze față de următoarele lucruri. De această strategie electorală pusă la punct cu contribuția Comisiei Electorale Centrale, Guvernului Republicii Moldova și a celor care stau în spate la acest concept. Și o să explic despre ce. Voi ați observat că din cele 12 secții de vot care urmează a fi deschise în Statele Unite, 8 dintre ele sunt amplasate fie în incinta bisericilor baptiste, fie în imediata apropiere a lor. Cum credeți? E o întâmplare asta? Sau voi credeți că eu sunt atât de naiv și nu înțeleg de ce s-a făcut asta și ce se urmărește? Și care e candidatul favorit a guvernanților? Ori voi credeți că noi suntem atât de naivi și de inconștienți de ceea ce se urmărește? Vă greșiți amarnic. Iată de ce următoarea mea campanie o să desfășoare sub formă de protest continuu în fața misiunii permanente a Republicii Moldova din New York. Și eu o să mă duc în localitățile și în comunități, acolo unde o să văd conaționali de-ai mei care protestează. Mă refer în America, eventual în Canada sau oriunde în lume. Eu nu o să mai îmblu pe la întâlniri de astea făcute prin baruri, prin restaurante. Da, pot pe bicicletă, pot fără de bicicletă, dar eu realmente o să protestez non-stop. Și invit pe toată lumea să încerce să facă auziți, să facă văzuți. Și eu o să mai mă gândesc și la măsuri poate mai radicale chiar de protest. Ceea ce mă vizează pe mine, să-mi arăt nemulțumirea, dezamăgirea și totodată frustrarea de această strategie bolnăvicioasă a Partidului de Guvernământ din Republica Moldova și a unui dintre candidați, așa zis Sfântul Ghilețchi. Eu n-am nimic împotriva nici a unui credincios, nici a unui rit religios, credeți în cine vreți voi, îi respect și ateii, n-am o problemă cu asta. Dar când văd pe cineva care încearcă să folosească biserica, fie ortodoxă, fie de alt rit, cea baptistă, în politică, mi se face greață și mi se trezește un sentiment de jenă. Ori oamenii scoboară la așa un nivel la care încearcă să terfelească și să-și bată joc de cel mai, poate unul din cele mai frumoase sentimente care au rămas, religios. Și încearcă să folosească credința oamenilor pentru a-și atinge obiectivele și scopurile lor meschine. Iată de ce cu orice preț acest Ghilețchi, el tinde în continuare să fie deputat. Ori întâi o terfelit comunitatea religioasă din Moldova și o atras-o în diferite jocuri de-a lui. Acum văd că a trecut oceanul și încearcă să îi folosească și pe ăștia din Statele Unite, din Canada. Chiar așa, domn Ghilețchi? Chiar crezi că toți suntem proști și tu împreună cu gașca ta de ratați ești cel mai indicat să ne joci ca la poker aici. Eu, spre deosebire de noastră, n-am umblut cu Biblia în mână și totodată cu susțin, nu că susțin rău, dar îl încurajez și îl promovez sub toate formele lui.
Orice ce ai făcut în politică ultimul timp nu e altceva decât ți-ai bătut joc nu cât de comunitatea religioasă asta, baptist, care pretindeai că o reprezinți. Ți-ai bătut joc de un sentiment și de un spirit pe care nu trăiau oameni simpli, oameni care n-au nicio vină. Și în continuare asta încerci să faci. Ceea ce ați făcut voi, modul în care ați croit secțiile de vot, modul în care ați reînnoit pașapoartele comunității baptiste. Eu o să încerc să fac să fie auzit la cel mai înalt nivel aici în Statele Unite și o să transmit un mesaj adevărat a comunității moldovenilor de aici din America sau eventual din Canada. Și acum și trecem treptat la Canada. Voi chiar credeți că vă treacă combinația asta de doi bani a voastră? Voi chiar credeți că toți proști împrejur și voi v-ați găsit hâtri tu împreună cu toată gașca ta de criminali care mai degrabă sau mai târziu și îți spun acum susținerea unui regim criminal, domn Ghilețchi. Nu mai te transformă în victimă, nu o mai fă pe victimă. Ești complice și o să te demonstrez la ce ești complice. Marele pastor și propovăduitor. Nici o problemă, eu sunt gata să răspund în fața oricui pentru ceea ce declar. Sunt gata să mă văd în dezbateri electorale și să spun asta în față, ceea ce cred eu despre tine și despre toată campania ta electorală și despre viața politică care a fost în Republica Moldova. Oricând și oriunde, spune unde și eu sunt, vin în secunda 2. Dacă ești așa de tare și așa de mare. Nu am alți contracandidați electorali în circumscripția asta. Unul singur, Ghilețchi. Nu mai o să vorbesc nici de bine, nici de rău pe altul. Eu până nu o să-l văd distrus ca om politic pe Ghilețchi, nu o să mă las. Și o să fac tot ce-mi stă în putere ca el să nu mai ajungă, nu că deputat, dar în general să nu apară în viața politică a Republicii Moldova. Și v-am spus că da, de azi înainte eu nu o să mai urm prin toată America, o să-mi cheltui timpul și banii, energia, ca să încerc să demonstrez că albul e negru și negru e viceversa. Toată lumea cunoaște realitatea din Moldova, toți fac doar că proști și nu știu cum a nu vedea și a nu înțelege. Dacă voi credeți că cineva are vreo șansă în circumscripția asta în afară de Ghilețchi, vă greșiți amarnic. Dacă lucrurile rămâne așa cum sunt ele, neschimbate, și dacă noi nu o să protestăm, noi să ne manifestăm indignarea, noi să ne facem auziți și văzuți, voi eu vă spun de pe acum rezultatul. Chiar dacă noi toți ne-am retrage în favoarea unui singur candidat independent, cu excepția lui Ghilețchi, sau oricărui alt candidat, n-avem nicio șansă în fața lui, la modul în care a fost organizat și administrat procesul electoral. Și vă zic, treziți-vă cât nu-i târziu. Eu, unul, v-am spus că campania mea își schimbă radical toată strategia. Și mi-e absolut, mi-e tot una cu ce o să termine campania asta electorală. Și mandatul ăsta de deputat vă-l dau din timp. Doar că eu nu vreau în continuare un popor întreg, o lume întreagă, să fie prostit de un răzvrătit și un pretendent, așa zis, slujitor a Domnului. Ești slujitor numai cu siguranță nu a Domnului, din punctul meu de vedere. Dar din contra al răului. Și o să te demonstrez. Iată ce încerc eu să spun acum ții public. Încă domn Ghilețchi. Dar cred că e ultima dată când apelez la domn Ghilețchi. Oriunde și oricând. Sunt gata să discut pe orice subiect. Și fi cu orice moderatoare și în orice context. Să-ți demonstrez ce reprezinți ca atare în politica moldovenească și ce încerci acum să faci în comunitatea moldovenilor din America și pe tărâmul acesta a libertății. Cum vă pare vă informația asta cu o singură secție de vot în Canada? Cum credeți? Tot e o întâmplare și toată lumea nu înțeles ce se întâmplă? Parcă prin hotărâri de guvern ați instituit 3. Voi chiar nu știeți că nu aveți acordul autorităților americane? Sau că el n-a fost consultat atunci când voi ați deschis secții de vot prin hotărâri de guvern? Ați spus că urmează să fie 3 secții de vot în Canada. Ca nu treacă mult timp și să ne trezim cu o singură secție de vot în Canada. Deci, vă zic eu, comunitatea baptistă în Canada e mai mică. Prin urmare, de a culege voturi de acolo, Ghilețchi, nu poate. Poate orice alt candidat, dar nu Ghilețchi. De asta și lucrurile cumva au luat altă întorsătură. Și acum ne prostiesc toți, începând de la guvern, Comisia Electorală Centrală și ministrul de externe. Nu mai vorbesc de autoritățile care reprezintă Moldova în Canada. Voi chiar credeți că noi stăcem în continuare și să ne uităm cum voi vă bateți joc de noi? Nu, fraților, eu unul n-am de gând asta să fac și îndemn pe toată lumea să mă susțină. Și v-am zis, eu o să protestez de azi înainte în fața sediului misiunii noastre în New York, eventual în Washington și o să mă duc acolo unde o să văd că moldovenii protestează față de modul în care desfășoară această campanie electorală, față de modul în care se încearcă a ne prosti încă o dată. Și chem pe toată lumea la protest.
Iată, fraților, ce înseamnă politică. Iată de ce eu m-am implicat în această campanie electorală. Eu ce nu știam că această campanie electorală, voi credeți eu sunt mai prost ca voi și nu-mi dădeam seama că această campanie electorală e făcută de partidul de guvernământ doar ca să menține la guvernare și construită de o asemenea manieră ca să iasă ei învingători? Știam, dar credeam că există o șansă și cred în continuare că este o șansă pentru oricine, mai ales pentru candidați independenți. De asta vă îndemn să-i susțineți, să-i apreciați, să comentați și să protestați și voi acolo unde vă aflați, în satele voastre, în orașele voastre, în comunitățile de astea din afară, care sunt foarte mari. Să încercați să vă faceți auziți, să vă luați tricolorul, să vă luați simbolurile noastre naționale, să vă chemați rude, prieteni, veniți cu copii, în zilele de weekend, în zilele de odihnă. Haideți să le arătăm ce înseamnă comunitate, ce înseamnă diaspora, termen care eu nu prea l-agriez, dar care îl spun la toată lumea. Ce ziceți? Eu unul asta o să fac și las voiască presa întreagă, o să încerc să ajung în mass media oriunde, inclusiv și de aici. O să încerc să transmit mesajul unui popor întreg, unui comunități întregi, că aceste alegeri nu sunt altceva decât o clounadă, decât un spectacol de prost gust, care eu de astăzi pot vă spun cine o să iasă învingător. Să vă văd sănătoși, mândri și să știți că atunci când pierdem demnitatea și dreptul de a ne crede liberi, nu mai avem ce pierde. Eu unul nu prea am ce pierde în viața asta și sunt gata să demonstrez asta public. Dacă voi, vă înțeleg pe cei care sunteți în Republica Moldova, vă înțeleg, sunteți cumva constrânși de realitatea din Republica Moldova, dar nu pot să înțeleg comunitatea din afară și nu o să înțeleg niciodată. Păi, da, Roma, am mai dat jos comuniști, o să-i dăm jos și pe alții și tot o să-i dăm și o să-i băgăm la pușcărie și o să-i ducem la groapa istoriei până nu o să vină oameni care într-adevăr să guverneze această țară altfel. Eu nu zic mâine o să fie raiul Moldova dacă îl dăm jos pe ăsta. Dar ce facem atunci? Hai dacă așa de să-l facem pe viață regele Moldovei, să-l încoronăm și spunem că dreptatea, adevărul, bunăstarea vine de la Partidul Democrat și în frunte cu Plahotniuc. Nici o problemă. Dacă asta vrei, eu asta fac. De să susținem tăți pe Ghilietchi în America și în Canada și spunem că ăsta e trimisul sultanului în peste ocean. Sultanul e Plahotniuc, iar ăsta e un sol de-a lui, sau eu știu cine e el. Asta îmi propui să fac. Îmi pare rău că gândești așa, nu ne cunoaștem încă din copilărie. Și eu am tot respectul față de tine. Dar câteodată nu ești de acord așa cum gândești și ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Eu o să-i dau jos și o să contribui la cei, să-i dau jos pe toți și o să cer ca lumea să mă dăie jos și pe mine în eventualitatea în care o să fiu ales sau susținut și o să câștig alegerile în această circumscripție. N-aveți decât să mă dați jos și pe mine, să mă judicați, să mă răstigniți în piața mare a adunării naționale dacă eu o strădesc și o să o dezamăgez. Ce dezamăgez? Ceea ce vă îndemn să faceți cu toți politicienii de ieri, de azi și de mâine eventual. Ori nimeni nu are puterea și suveranitatea poporului în buzunar. Nimeni nu-i cu sângele albastru, chiar dacă pretinde a fi. Nimeni nu s-a născut să călărească un popor întreg și să-l domine la nesfârșit. Iată de ce eu vă îndemn acum la proteste. La proteste pașnice, la proteste prin care să vă faceți auzit. Eu unul o să încerc să mă fac auzit, văzut și... De ce nu, luat în seamă, inclusiv de către autoritățile americane. Cum asta o să fac? Urmăriți următorii pași ai mei și o să vedeți. Sănătate și, da, fraților, din punctul meu de vedere, acum ori niciodată. Să vă știu sănătoși, mândri și liberi, așa cum vă e firea. Și da, eu sunt convins că noi ne-am născut pentru a învinge. Suntem predestinați spre a învinge. Și doar de noi depinde, cu mici excepții, ce în viață ducem. Cine ne guvernează și încotro ne îndreptăm. Vând din spate.